Sunt Adi Măniuțiu, astăzi la EM360, Elena Calistru de la Funky Citizens, dar și de la, mă rog, Ashoka. O să vorbim despre toate proiectele voastre. Mă bucur mult că ți-ai găsit timp să treci pe la noi. Mulțumesc de invitație. Mersi. Hai să vorbim un pic despre Funky Citizens, că sunt niște lucruri absolut minunate pe care le faceți acolo și despre care vreau și eu să știu mai multe. Și aș pleca de la o chestie poate puțin provocatoare, Elena. Voi militați, evident, pentru o implicare a noastră a tuturor, pentru o implicare civică, pentru un civism din ăsta constructiv. Dar cum se împacă ideea asta de implicare cu resemnarea asta noastră permanentă mioritică, cu acceptanța, cu ideea că, în principiu, să facă cineva ceva la un moment dat, nu-i treaba mea. Până la urmă, voi faceți multe, dar le cereți și oamenilor să se implice alături de voi. Vă e greu? Nu, chiar avem și noi un coleg pe care îl cheamă Săse. Colegul Săse este cel care trebuie să facă toate lucrurile care să se facă, să se zică. Colegul Săse. Da. Eu cred că o să-l angajăm și noi. Da, da, există acest job description pentru Săse. Se ocupă de tot ce ar trebui să se ocupe oamenii, dar nu și le asumă. E posibil că eu să fiu una dintre persoanele foarte norocoase din țara asta, pentru că eu am întâlnit mai puțin oameni apatici și mai mulți oameni care ar avea chef să facă lucruri, să se implice și care de cele mai multe ori nici măcar nu știu că au cheful ăla. Da, asta e cuvântul, că voi practic vă luptați cu apatia civică, nu într-un fel. Aș spune că povestea asta cu apatia este un pic gonflată, e așa o scuză uneori, pentru că oamenii de cele mai multe ori nu știu exact că pot face lucruri. În momentul în care află că pot face lucruri... Deci nu e că n-ar vrea sau că nu s-ar implica, nu știu că... Sau sună super complicat. Sau în unele comunități, dacă ne gândim la comunități mici, de exemplu unde statul este unicul angajator, este destul de complicat pentru un om să apuce să ia la ceartă cu administrația locală, să spunem. Și atunci se cam ferește. Dar nu e neapărat apatie. Și aș zice că nu e apatie nici măcar... Uite, o să zic o poveste foarte scurtă. Era înainte de alegerile europarlamentare și am intrat în direct la o emisiune la radio cu oameni din zona rurală, în locuri pe care... mărturisesc, nici nu știam să le plasez foarte bine pe hartă. Și de foarte multe ori am auzit povești între ea, păi da, de ce să-i chemăm, să-i trimitem pe aia la Bruxelles, că ei stau pe mulți bani și de noi nu prea le pasă, măcar să facă ceva și măcar pentru copiii noștri și așa mai departe. Cinismul lui să ne dea și nouă ceva sau să fac, măcar să facă ceva și pentru copiii noștri, este un cinism foarte bun. Înseamnă că nu este... Oamenii ăștia nu sunt spălați pe creier, nu au impresia că lucrurile, că există vreun salvator sau că există vreun partid care va aduce marea cu sarea în viețile lor. Ci să gândesc ei că la un calcul cinic mai toți sunt aproape la fel. De acord, doar că trebuie să aibă așteptările astea pe termen, nu neapărat pe termen lung, să aibă așteptări imediate și constante, ele să nu se oprească după primul lucru pe care îl primesc de multe ori înaintea momentului votului. Eu sunt că un pic mai blândă cu compatrioții noștri, pentru că e foarte greu să ceri oamenilor să se implice sau să se ducă. Ar fi absolut ridicol să mă duc la ei să le spun, voi, dar de ce nu vă duceți voi la dezbatere pe bugetul local când oamenii ăia se gândesc la ce pun pe masă a doua zi? Motiv pentru care cred că trebuie să avem niște așteptări rezonabile și să ne gândim la faptul că, așa cum spunea domnul Bill Clinton acum ceva, it's the economy, stupid, știi? Adică trebuie să... implicarea civică merge în mână-mână cu oarecare nivel... Aici suntem perfect de acord. Dacă să ne comparăm cu Germania sau cu Elveția, unde nivelul implicării este foarte ridicat, atunci trebuie să comparăm și alți parametri pe care ei iau și pe care noi încă nu i-am îndeplinit și poate să lucrăm la ea. Dar spune-mi, pentru cei, pentru acei foarte puțini care... poate încă nu știu, pentru acei 2-3 care nu sunt foarte în temă cu ce se întâmplă la Funky Citizens. Ce faceți voi acolo, dincolo de... Lumea vă știe, în primul rând, ca urmare a implicării și în timpul alegerilor, că vorbim de cele, mă rog, locale, parlamentare, prezidențiale, de monitorizările pe care le faceți, de felul de observațiile și actul de observare, de observare în sine, pe care îl practicați în secțiile de votare și asupra întregului proces electoral în sine, dar e doar o părticică din ceea ce se întâmplă la Funky. Da, aia e partea de observare, e partea în care noi încercăm să implicăm cât mai mulți oameni deodată și e un fel de, iertat fie-mi englezismul, dar e un crash course, un curs foarte, foarte concentrat de cum funcționează democrația. Pentru oameni care au atunci de dat o zi și o pot vedea in the making, ca să vorbim franceză în continuare. Nu este nimic fabulos acolo, da. Sau câteodată este fabulos, dar de multe ori
plictisitor procesul, dar e interesant, înveți extrem, extrem de multe și e un duș rece. Deci asta e una dintre chestiunile pe care le faceți. Apoi lucrăm destul de mult pe zona de educație civică și mai ales educație civică pentru tineri. Avem o variantă a Constituției României făcută pentru tineri și arată absolut fabulos. Tineri începând cu ce vârstă? Cam care e targetul? Cam de pe la 13-14 okay. ani, dar încercăm să coborâm un pic vârsta. E o provocare, e complicat, trebuie să îți trebuie o pregătire specială să fii cu adevărat bun și să lucrezi cu cei foarte, foarte mici și mergând până la, și noi suntem încă tineri, nu? Absolut. Până la vârstele astea de 30 plus de ani. Dar lucrăm destul de mult și cu oameni direct, adică cu tineri în mod direct, workshop-uri, am avut tabere de educație civică, avem un muzeu al vieții cotidiene în comunism, care e de fapt un laborator de educație civică interactiv. Deci asta cu educația civică e o altă componentă. Aici se scrie și apartamentul despre care îmi spuneai, da, un apartament. Unde cu ghilimele nostalgici pot să... Sau nu neapărat, da? Am eu o problemă cu nostalgici ăștia care spun că era mai bine înainte. Una mare. Da, tocmai de aia educația este foarte importantă și istoria recentă cam lipsește de prin manualele noastre și ne-am decis cumva să mergem pe o versiune interactivă de a preda istorie recentă alături de educație civică și tinerii au gustat destul de bine, adică avem o provocare în care ei învață prin experiențe ce însemna comunismul. De exemplu, să nu spuneți celor care vor veni acolo, află cum era să se ia apa când îți era lumea mai dragă. Și nu prea să sau mai căldura sau curentul. Sau... Exact. Da. No. Lucrăm destul de mult pe zona de monitorizare a cheltuirii banilor publici. Bugetele sunt marea mea pasiune. Este o zonă pe care noi lucrăm destul de mult cu parteneri din regiune, din Europa Centrală și de Est. Și înseamnă că ai un overview foarte bun, inclusiv comparativ, să vezi ce se întâmplă în alte locuri, ce se întâmplă la noi. Suntem într-adevăr săraci sau aruncăm banii pe apa sâmbătei? N-aș zice că suntem foarte sărași. De exemplu, noi lucrăm acum la un proiect care măsoară riscurile de corupție în achizițiile publice în România, Ungaria, Polonia și Spania. Și deci cheltuim mai urea. Banii ar fi cheltuim mai urea. Cheltuim destul de aiurea. Dar sunt și zone care sunt puternic subfinanțate. Sănătatea e un domeniu care ne vine așa la prima vedere, dar cred că lucrurile nu ar fi atât de rele dacă am eficientizat într-un fel felul în care se cheltuiesc banii publici. Și asta e o zonă care mie îmi place foarte, foarte tare, pentru că de la bani se... De la cifre ai... Se cam strică situația, da. Și de acolo sunt foarte multe zone în care poți și să implici jurnaliști, inclusiv în zonele de comunități mai mici, poți să implici și grupurile civice, pentru că din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai multe grupuri au început să ceară dezbatere pe buget, amendamente la bugete locale. Și adică dialog și transparență. Dialog, transparență, eficientizare, prioritizare mai bună a taxelor și impozitelor. Și până la urmă să dea cineva socoteală constant, nu doar poate din momentul alegerilor. Asta îmi place foarte mult la elvețieni. Știu că e un sistem care n-are cum să fie aplicat la noi, dar treaba asta în care practic nu dai socoteală doar în momentul alegerilor, ci dai socoteală din 3 luni în funcție de ce obiective ți-ai setat pe acele 3 luni, mi se pare că îi ține un pic în priză, așa cu lumânarea. Dar mi se pare că ajungem acolo, nu chiar la un sistem elvețian. Dacă, mi se pare că e în creștere, nu? Senzația oamenilor că au un cuvânt de zis în mod permanent. Sau cel puțin cu siguranță da. Adică e mult mai bine. S-a schimbat enorm. Pe mine mă sperie cel puțin la fel de mult cum mă sperie un derapaj în zona corupției. Pe mine mă sperie birocrația. Pentru că mi se pare că e un inamic cel puțin la fel de mare precum e corupția. Și s-a vorbit mult prea puțin, am insistat în ultima vreme în tot discursul ăsta public foarte mult pe corupție, de parcă ar fi singura problemă. Și sigur, e o chestiune foarte periculoasă în care mă avânt acum, că să spui că, domnule, or fi și altele pe lângă corupție, să spui asta în România, sigur că poți să te trezești cu niște ouă și cu niște roșii în cap. Nu spun că nu e important, din contră, cred că în acest pachet lipsește un fel de partener, e un tandem al dezastrului, birocrația. Care ne trage enorm de mult înapoi și ele merg mână în mână, cred că. Pentru că acolo unde e birocrație, lumea tinde să corupă ca să-și rezolve lucrurile blocate de birocrație și invers. Exact. Birocrația alimentează corupția. Deci e... Și noi am vorbit prea puțin despre asta. E un joc foarte, foarte bizar, care cred eu că se reflectă și în altă zonă, și anume în
distanța din ce în ce mai mare între ce înseamnă sistemul public și felul în care funcționează sistemul public cu instituțiile și felul în care funcționează societatea. Pentru că, și sper să nu se supere oamenii din instituțiile publice, că vă zic asta destul de des, societatea și mediul privat sunt la mulți ani înaintea sistemului public și nu numai că nu au ținut, numai toată lumea, sistemul public este cu ceva vreme mai în spate pentru că se mișcă mai greu. E de tai mastodontul. Dar unii tind să-l reducă. Dar unii tind să-l reducă, iar la noi deja distanța a devenit atât de mare încât ciocnirile sunt aproape inevitabile. De asta cred că sau ar trebui ca politicienii, oameni din administrație să înțeleagă faptul că nu vor putea supraviețui sau nu vor putea scăpa de o presiune care vine din societate. Și din societate mă refer și la individ și la mediul de business. Atunci cum faci? Introducem criterii? Adică cum, ca asta era o întrebare. Cum facem să nu mai fim așa? Ne plângem că suntem săraci, ne plângem că nu avem școli, că nu avem spitale, că nu avem educația care trebuie, că nu avem drumuri pe care să umblăm. Pe scurt, că suntem săraci și năpăstuiții Europei, ca să rămânem în zona asta a lumii. Ce trebuie să facem ca să ne fie mai bine? Pentru că prin implicare putem schimba multe. Da, eu sunt mai idealist cinic aici. Okay. Pare o contradicție în termeni, dar vă asigur că nu e. Cred că nu avem neapărat politicienii sau instituțiile pe care îi sau le merităm, ci cred că avem politicienii pe care ne educăm. Și din punctul ăsta de vedere... Sună interesant și tind să fiu de acord. Da. Adică în momentul în care tu îți înveți un potențial candidat la primărie încă de pe acum, că vei fi cu ochii pe el, că îl vei întreba de sănătate și de bugete, că te vei duce la ședințele de Consiliul Local și că ai niște proiecte care te interesează pe tine cetățean sau pe tine grup de inițiativă civică, și după aceea chiar te ții de asta și mai întrebi de sănătate din când în când, omul ăla va fi, nu din prima, absolut fabulos și absolut deschis și transparent, dar va înțelege că există o cerere din piață. Că și aici e tot un joc al cererii și al ofertei. Iar câtă vreme cetățenii nu cer, oferta din partea sistemului public, fie că vorbim de politician, fie că vorbim de administrație publică, funcționărime, va rămâne jos. În momentul în care cetățeanul cere, atunci și oferta tinde cumva să-și urmeze cursul. A funky citizen is a demanding citizen, atunci. Oho. Despre asta ar fi vorba sau da. E prea trivializat, e prea simplificat? Nu cred că este trivializat, cred că este un cetățean care știe ce poate, cât poate. Noi încercăm să, cam prin tot ce facem, noi de la infografice, la vizualizări de date și așa mai departe, încercăm să educăm oamenii în legătură cu ce pot face, în primul rând care sunt problemele. Doi, ce pot face și trei, cam care sunt soluțiile posibile. Încercăm să nu favorizăm o anumită soluție sau alta, noi insistăm destul de mult pe mecanisme. Pentru că în momentul în care cetățeanul învață că are la dispoziție niște instrumente, promit eu că lucrurile încep să se mișcă. Să se miște. Și am văzut asta întâmplându-se în nenumărate locuri din țara asta, adică de la Zalău, la Curtea de Argeș, Târgoviște, până la orașele mai mari, de la care, da, avem pretenții, lucrurile au început să se miște. Și se mișcă într-o direcție foarte interesantă. Poate și o urmare, poate o încununare, nu știu, nu vreau să dau acum eu etichetele, dar oricum un rezultat al succesului și un rezultat al muncii tale a fost invitarea ta ca fellow în rețeaua Ashoka. Ce înseamnă de aici înainte pentru tine să fii un Ashoka fellow? Care sunt proiectele și ce înseamnă asta pentru noi aici în România, unde Ashoka poate că e mai puțin cunoscută, uh-huh. dar toată ideea asta de antreprenoriat social în jurul căreia levitează toate demersurile și eforturile Ashoka, cred că sunt parte din soluție și eu spuneam, ar putea să reprezinte exact elementul care să repare un pic din capitalismul uneori poate prea decadent al secolului 21. Da? Componenta asta de antreprenoriat social care ar putea să fie un medicament atunci când trebuie și care poate să reechilibreze un pic situația. Uh-huh. Sunt foarte la început cu apartenența la acest club care pare așa aproape intimidant de select. Nu, așa e, nu pare așa un club foarte... Da, elitist, dar în același timp nu în sensul ăla în care ar trebui să fie o chestie exclusivă. Nu, dar procesul de a ajunge acolo e destul de... Să nu spunem birocratic? Nu e. Birocratic nu e, dar e cu interviuri dintre alea de 4 ore. Deci, da.
e un tip de comunitate foarte interesant. Și ce îmi place mie foarte tare acolo este că sunt în aceeași oală, practic, puși oameni care fac lucruri similare, în contexte diferite, dar care pot învăța foarte tare unii de la ceilalți. De exemplu, aseară am aflat despre social finance, adică despre tot felul de instrumente financiare prin care inițiative de tipul celor pe care le avem noi pot fi cumva construite și în jurul unui model de business, nu neapărat business-ul acela care ai dit ai profitul, dar în care ești sustenabil ca inițiativă, astfel încât să poți să crești cu acel proiect. De exemplu, în cazul nostru punctual, poate un astfel de instrument ar însemna că nu avem un apartament în care tinerii învață despre istorie recentă și despre educație civică doar în București, ci poate avem un proiect similar și în Timișoara sau în Iași sau în alte zone din România și nu numai, pentru că multe dintre proiectele din Ashoka sunt ulterior localizate și în alte și comunități. Sunt de fapt proiectele voastre care sunt scalate să poate să facă față unei piețe mai mari, să aveți o audiență mai mare. Deci, exact. E corect ce am înțeles? Este că Ashoka vă ajută să duceți ceva ce aveți deja, nu înseamnă să o luați pe un alt drum și să fie niște proiecte independente față de ceea ce faceți deja, ci preluând ceea ce faceți voi deja, să vă ajute să penetrați poate un public mult mai larg. Un public mai larg, iar în cazul nostru punctual, sprijinul este pe două direcții. Pe de-o parte, pe localizare mai bună în România, pentru că suntem cu toate eforturile noastre de a merge mai mult în țară, suntem încă pe resurse care ne ajung doar pentru București și poate cu mici ieșiri așa din area de confort. Și pe de altă parte crescut la nivel de reprezentare a societății civile, inclusiv la nivel de Uniunea Europeană, inclusiv la nivelul instituțiilor europene. E o zonă în care, din păcate, România nu stă foarte bine. Sunt foarte multe alte țări în care reprezentarea la nivelul instituțiilor europene din zona de societate civilă este una extrem de puternică. A noi, din cauza resurselor limitate sau uneori și din lipsă de interes, poate prezența acolo nu este atât de vizibilă. Poate o compensăm noi, cine știe.